Duhul Sfânt a fost promis tuturor. Noi trăim acum în vremurile din urmă și acestea sunt vremuri de har, când Dumnezeu este gata să dea Duhul Sfânt oricărui, oricărui om care crede Evanghelia Domnului Iisus Hristos, crede în Domnul Iisus Hristos așa cum este scris în Biblie, crede învățătura Domnului Iisus Hristos așa cum o găsim în Noul Testament și alege să urmeze învățătura aceasta din Noul Testament. Deci persoana care face lucrul acesta, el va primi Duhul Sfânt. Și iată, aici mai spune Petru o condiție foarte importantă. El zice, pocăiți-vă. A te pocăi, cuvântul acesta, pocăință, metanoia, este un cuvânt grecesc, care înseamnă o schimbare totală a gândirii, a felului de a percepe lucrurile. Deci a te dezice de la felul vechi de gândire și a accepta felul de gândire pe care îl dă Evanghelia, pe care îl dă Domnul Iisus Hristos, învățătura Lui. Și atunci aici spune pocăința, aceasta trebuie să o facă fiecare om pentru a primi Duhul Sfânt. Asta este o condiție importantă.